când am venit aici și am văzut că se mișcă pupitru, mi-am adus aminte de fratele Viorel Candreanu. Zicea că era undeva, dar nu pot să vă dau detalii, o adunare și era un frate mai în vârstă responsabil de biserică. El mergea înainte de 9 dimineața la biserică, stătea acolo, mai citea, se mai ruga, până vedea el că intră cam toți în biserică. Avea o singură ușă. Când toată lumea intra în biserică, trăgea în von un ușă. Deci seara asta era super, dar aveți mai multe uși, asta e, că altfel aș duce eu în ușă și ați pleca când ați termina eu. Da. Dar am înțeles că ați avut atâtea întâlniri în săptămâna asta. Inițial m-am gândit, cred că frații și surorile sunt obosite după atâtea întâlniri, dar am văzut că abia v-ați antrenat. Și atunci n-are rost să strig îndoială, deci în țările trecute tot lung a fost, nu? Ar fi păcat acum să o scurtez eu. Bun, vă invit să vă așezați pe locurile voastre și așa cum bine știți, eu când vin încerc să vă dau de lucru, da? Sigur, nu vă luați voi poveri mai mult decât puteți duce. V-ați mai rugat în ultima perioadă pentru Cuba sau nu prea? Cred că da, da, când... Da, da, da. Știți de ce vă mai aduc eu aminte să vă rugați pentru Cuba? Nu înseamnă că nu sunt necazuri în altă parte. Zilele trecute, nu știu, 2-3 zile în urmă, iar așa am primit un mesaj. Ei, pe lângă toate necazurile care au acolo, mai trece și cât un uragan pe la ei. Uraganul care a trecut, acum nu știu dacă a venit următorul, că era următorul pe felie, atâta dezastru a produs, îmi spuneau cei din zona de răsărit cu care lucrăm, că sunt mii de frați de ai noștri. Nu mai vorbim de ăia la alții, da? Acum, să vă spun un pic că uneori mă deranjează, și apoi mă deranjează unii și o vă spun vouă, știți cum e, că așa e în viață, știți? Noi criticăm pe aia care vin la biserică, nu vin aia la alții. Că o comenta cineva acolo când am zis să ne rugăm pentru Cuba, da, Valencia. Haideți să vă spun eu varianta mea. O început necazul în Ucraina. Știți ce s-a întâmplat când a început necazul în Ucraina? Dacă nu alții, o porni românii, din România, din Austria, tute, tiruri, numai Dumnezeu știe câte zeci de milioane, sute de milioane, nu cred că... Noi arădenii nici acum n-am încheiat, acum sâmbătă iară pleacă transport, deci noi am rămas consecvenți cu treaba asta, da? Nu poți să înlocuiești morții, toate celelalte, dar măcar te-ai pus pe roți și te-ai dus, ai trimis bani, da? S-a întâmplat la Galați. S-au mobilizat imediat din țară, mă sună un coleg care ți-am zis că e cu misiunea, știi? O zic că, băi, hai că o să facem ceva, că plecăm cu microbuz. Băi, Ioane, ce microbuz, măi? Pune tu mâna, sun la fratele, sun eu să-ți pun un tir la dispoziție. Apoi nu s-au putut duce cu un tir, s-au dus cu un tir și patru microbuze, știi? Pe lângă bani și toate cealaltă și continuăm. Pentru că te poți duce. Ești aproape, ai și linii deschise. Spuneai foarte bine, noi avem frați în Ucraina pe care ajutăm. Voi credeți că în Rusia nu sunt frați pe care... Vai, ce nenorocire acolo. Dar nu poți. E altceva, nu poți, da? S-a întâmplat la Valencia. Dom'le, mare Spania. Deci, cum să vă spun, când se întâmplă într-un loc unde în jur ai putere, ai cine, ai inimă, e necaz, dar nu-i tragedie. Știți care e problema cu Cuba? Unu, că ei, acolo e ca la prorocul Isaia. Zice, Doamne, am văzut că eu am buze necurate și toți în jurul meu sunt ca mine. Adică ei toți sunt sărași de pis pământul, în afară de mafioții ăia care ar fi, nu, altceva, dar comuniștii. Cine să ajute? Al doilea lucru, ei sunt o insulă acolo și cu embargouri. Deci n-ai cum, noi încercăm, acum lucrăm la al treilea container care să-l trimitem, dar nu vă puteți da seama ce bătaie de cap și la noi și la ei acolo. Și eu aș vrea să ne rugăm pentru ei să rămână tari în credință. Amin. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Eu spun la toți, acolo sunt mai pocăiți ca noi, mai deștepți ca noi și mai muncitori ca noi. Deci niciodată să nu confundați Cuba cu Africa sau nu știu cine și nu-mi cer iertare. Acolo nu sunt leneși, nu sunt puturoși, acolo sunt oameni cu școală, muncitori, pocăiți, țara este într-o ruină. Și de orice ori mă gândesc, băi, ce merit avem noi, măcar să ne rugăm pentru ei, că dacă nu ne rugăm, sigur nu facem nimic altceva. Și rugați-vă și pentru noi care încercăm să-i ajutăm să fim în voia lui Dumnezeu. Da? Pentru Coreea de Nord v-ați rugat? Nu. Așa, da, 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 bun, e bine, da. Deci atunci ne rugăm la general și specific pentru Cuba și toate țările unde frații noștri trăiesc în sărăcie,
pentru Coreea de Nord și oriunde este persecuție. Și dacă nu știți ce să alegeți, alegeți ăștia cu Stan, Kirghizistan, Afganistan, Pakistan, toți ăștia cu Stan, parcă e Stan pățit, știi? Da, cu alu Stalin, nu știu ce-o fi, da? Bun, deci ne rugăm pentru ei și să nu uităm înainte de a pleca din casa Domnului, să ne rugăm pentru frații surorile din astfel de țări, da? M-a întrebat fratele de acolo dacă am adus niște cărți, că au cărțile valoare? Am zis, bă, frate, ce valoare au cărțile astea? Nu știu ce valoare au, o să știți voi ce valoare au după ce le citiți. Le-am spus că n-au preț, în sensul că prețul îl stabiliți voi ca să dăruiți, să putem dărui și pentru alții. Eu măcar la două v-aș atrage atenția. Unu, am auzit că în Austria mai sunt nemți, austrieci, care vorbesc germană. Și este o broșură în limba germană despre mântuire, e chiar tradusă bine, că e tradusă de un neamț, da? Și poate zici, frate, ce să-i spun? Da, e un prumut. V-am spus eu, dacă nu știți altă variantă, ziceți, bă, a venit un moș din România, ne-a adus asta, de el nu știe germană și o să găsesc unul care știe germană să o verifice, dacă n-are greșeli. Să o citească cu atenție tot și să ne spună dacă sunt greșeli și să dea Domnul să îi ajutăm un pic și prin asta, da? Și ce v-aș recomanda zilnic cu păstorul, e păstorul cu P mare, nu-i vorba de mine, și aici aveți o meditație zilnică pentru tot anul. Din punctul meu de vedere, ar fi frumos dacă unii dimineața, înainte să plece copiii la școală sau ceva, sau înainte de a mânca, a spune un copil să citească 3 minute de aici. Citește limba română, un singur gând, știm pentru ce ne rugăm, n-ai reușit să te rogi sau să discuți cu familia, așa, la două semafoare o citești. E destul de simplu, știi, dacă ai prins două semafoare mai lungi sau un ștau, decât să asculți altceva, mai bine citești ceva acolo. Sau poate cu colegi, în pauza de masă, le citești ceva și mă gândeam că dacă nu vreți să faceți o donație pentru ele, nu știu, frate, așa, pentru o pagină de asta scrisă, oare câți cenți ar merita? Eu dacă scriu una din asta până duminică, îți dau 5 euro pe o pagină. Nu una, pe o singură pagină îți dau 5 euro, e ok sau e puțin? E cam mult de lucru la o pagină. Eu cu câți cenți să fiu mulțumit, sterică? Nu, 10 cenți ar fi mult pe o pagină. Pe înmulțește cu 365, să vezi atunci cum mă duc acasă, da? Bun, ideea este că prețul stabiliți voi, valoarea o stabilește Domnul când o folosește, luați-le, folosiți-le, dați slavă lui Dumnezeu, așa. Zicea fratele păstor la început că bucurie, nu știu ce, m-am gândit poate să plecăm cu bucurie și ce bucurie. Sunt foarte multe bucurii, bucurii că ne-am văzut, bucurii că am cântat, că ne-am închinat. Eu în seara aceasta m-aș bucura dacă v-aș putea ajuta să vă bucurați de bogăția care o are cuvântul lui Dumnezeu și felul în care îl poți aplica la viața ta, că poate nu te-ai gândit niciodată. Mă gândeam la o variantă foarte simplă, dar după asta am zis, bă, e simplă, simplă o fi pentru tine, nu știu dacă e și pentru alții. Deci primul lucru, ca să vă bucurați cu mine seara asta, ar trebui să aveți Sfânta Scriptură la voi. Ia, o aveți sau nu aveți? Bun. În ce dată suntem astăzi? În 7. No, uite, foarte simplu, ca să nu-ți bastu capul de unde vorbește Iuga seara asta, eu o să vorbesc din 7. Dar mai fac ceva. O să iau 7 cu 7. Și sigur că nu te poți lega doar de versetul respectiv, trebuie să ții cont de context. Pe mine mă interesează din versetul acela sau din pasajul acela, din contextul acela, ce învățătură iau pentru mine. Deci, teoretic, ar trebui să avem pe ecran Geneza 7 cu 7, corect? Și de acum înainte e simplu, știm că mergem pe 7 cu 7. Apropo, aveți voie să alegeți din ce carte a Bibliei vreți voi. Ne dați acolo un verset, vedem dacă ne pui în mintea ceva și ne ajută Domnul să pricepem, dacă nu, rămâne că studia. Noi a intrat în corabie cu fiii săi, nevasta sa și cu nevestele fiilor săi din pricina apelor potopului. La prima vedere, ce este? O istorisire, da? Doamne, s-a întâmplat acum mii de ani, noi intrat noi cu prunci, cu nevestele, cu nevasta în corabie. Aș putea învăța ceva de aici?
Ia ziceți. Cum? A, era cu familia. Cu toată familia. Deci dacă mi-aș lua un subiect de rugăciune din Geneza 7 cu 7, care ar fi rugăciunea? Doamne, fă ca acolo să fim toți. Să nu credeți că e mic lucru. Deci dacă vă uitați în Scriptură, nu găsiți foarte ușor oameni care cu toată familia au fost în împărăția lui Dumnezeu. O să vedeți oameni care au trăit o viață sfântă, curată, pe care Dumnezeu i-a folosit și când e vorba de cei din familie, spuneți-mi, Lot a fost neprihănit? Scriptura spune că neprihănitul Lot, da? Și ia ziceți mai departe. Cam atât, eh? Că s-au încurcat lucrurile, da? Deci fetele, dacă au fost care s-au măritat în Sodoma, au fost vai și amar, că ginerii au crezut că glumește și nu a ieșit. Alea două care au ieșit, vai de capul lor, și-au luat viața în propriile mâini și ferească Domnul ce s-a întâmplat acolo. Iar nevastă sa? Nu Sara. A, Sare. Sare, da. Nu știu, are Lot, o scris cântarea cu pumnii goi, tu pleci din lume cu pumnii goi. Că a intrat acolo foarte, foarte bogat și cu ce-a rămas? Nu a rămas nici cu familia măcar. Deci să nu considerați ca un lucru mic dacă suntem ai Domnului cu toată familia, 100%. Cei care sunteți ai Domnului, mulțumiți lui Dumnezeu, rugați-vă să rămâneți așa, rugați-vă și pentru alții, vegheați, că diavolul dă târcoale, și ceilalți să continuăm să ne rugăm ca prin Domnul Iisus Hristos tot să fie ai Domnului. Amin? Dacă m-aș referi la... Deci ăsta aș lua-o ca rugăciune, că în momentul în care citești Scriptura, știi ce e foarte important? Ce aplicație faci la principiul ăla? Acolo te ajută pe tine. V-am spus, dacă mă gândesc la rugăciune, știu ce mă rog. Versetul acesta mi-a spus ce să mă rog, da? Mi-a spus ce să muncesc, că nu e suficient să te rogi. Noe nu doar s-a rugat ca tot să fie în corabie. Noe a și muncit. Și dacă m-aș duce pe varianta asta, a spune, am învățat din experiența lui Noe că de Dumnezeu trebuie să asculți până la capăt. Deci nu merge, ai fost neprihănit înainte să-ți vorbească Dumnezeu cu potopul. Fain, și? Dacă te oprești acolo. A venit Dumnezeu, ți-a descoperit planul lui și începi să construiești corabia. Și nu știu, după 20 de ani ce faci? Te oprești. Și cu ce rămâi? Cu o epavă? Cu o ruină? Deci trebuie să te duci până la final și când ai terminat lucrarea care ți-o dă Domnul pe o etapă, asculți de Domnul în următoarea etapă. Ești cu Domnul neprihănit înainte, apoi asculți de Domnul pe tot parcursul cât construiești corabia, iar când vine o altă, că noi tot așa am putea spune, no, Doamne, am împlinit-o și pe asta. Ai împlinit-o și? Păi fă pasul următor. Acum că ai împlinit-o, intră în corabie. Acum că ai intrat în corabie, ai grijă cum te comporți în corabie. Acum că ieși din corabie afară, ai grijă cum te comporți afară. Și ați văzut că Noe a încurcat-o un pic după ce a ieșit din corabie, da? Bun, Geneza 7 cu 7, avem de lucru, avem ascultători de Domnul până la capăt în toate, iar ca rugăciune ce ne rugăm? Eu și familia mea. Bun, care ar fi următorul? Cei de la calculator știu. Exod 7 cu 7, sigur, ia să vedem, l-ați afișat sau nu l-ați afișat? Hai că pentru voi e mai ușor decât pentru noi, că nouă ni se mai lipesc paginile. Moise era în vârstă de 83 de ani, iar Aron de 80 de ani, iar Aron de 83 de ani când au vorbit lui Faraon. Na? Ce îmi spune mie? Din nou, o istorie cu mii de ani în urmă și îmi spune despre doi oameni care s-au dus și au vorbit la un altul. Ce să înțeleg de aici? Că, ascultați-mă, pe mine mă interesează istoriile și nu mă interesează. Că mă interesează pe mine Moise, Aron, Faraon, până la urmă e treaba lor, e viața lor, răsplata lor. Întrebare, eu, pentru mine, iese ceva de aici? Am văzut ceva de aici?
Măi, ești pe aproape de gândul meu. Zi mai departe. Da, vezi, să știi că foarte important când te uiți în Scriptură și în ce etapă a vieții ești. De ce credeți că un bătrân ca mine înțelege din versetul ăsta? Eu din versetul ăsta am o mare încurajare. Care credeți că e încurajarea pentru mine? Aha, vârsta, v-ați prins. Deci pentru ăștia tineri n-au nicio treabă. Pentru ăștia tineri, dacă e și șmecheri, zice, până ajung eu tataie de 80 de ani, ca Moise îmi duc viața și apoi o să slujesc Domnului. Nu, nu, că Moise n-a fost așa. N-a trăit de capul lui și apoi a slujit Domnului, nici Aron. Dar pentru mine este o mare încurajare că Dumnezeu te poate folosi în orice etapă a vieții. Corect? Vrea Dumnezeu să te folosească de tânăr, Dumnezeu te folosește. Și eu cred că vrea să-i folosească pe tineri. Vrea Dumnezeu să te folosească ca bătrân. Țineți minte că bătrânii e la 45 de ani încolo. Nu 80, Sterică, că dacă ai 45 de ani, deja așa, că doar de trăiești 90 de ani. Păi de la 35 dacă iei 70, nu? Dar n-am vrut să-i bag în depresie pe ăștia. Lasă-o după mine, că el și așa vrea ca moșul sau 100 de ani. Dar te uiți și spui, măi, Dumnezeu în orice etapă a vieții mă poate folosi. Și nu oricum. E, bun, uitați-vă la ce nivel îi folosește Dumnezeu pe oamenii aceștia. Da, eu vă întreb, pe orice tineri îi folosește Dumnezeu? Pe orice bătrâni? Deci pentru mine este încurajatoare vârsta lor, dar nu vârsta i-a calificat. Că poți avea 90 de ani, poți avea 20 de ani și să nu fii bun de nimic. Și poți avea 20 de ani și să strălucești în lumea lui Dumnezeu și poți avea 80 de ani și să strălucești în lumea lui Dumnezeu. De asta, încurajator pentru mine ca bătrân, și dacă aș vorbi la bătrâni, aș spune, Dumnezeu te poate folosi și la bătrânețe, vă spun vouă, Dumnezeu vrea să ne folosească la orice vârstă. Și cea mai frumoasă vârstă în care îl poți sluji pe Dumnezeu, știi care este? Vârsta care o ai acum. De ce? Să vă fac o mare descoperire, surorilor. Mai tinere ca astăzi nu o să fiți niciodată. Deci n-ar rost să visați la tinerețe. S-a dus, tinerețe, flori albastre. Aș vrea Domnul să mă folosească în tinerețe, în a doua tinerețe, da? Iar mai bătrâne, surorilor, ei, am vrut să zic să dea Domnul să ajunge, dar și așa să supără, știi? A, vrei să îmbătrânim, știi? Nu, eu o să zic mai interesant, mai bătrâne s-ar putea să nu ajungeți. Adică de unde să știți că o să ajungeți voi ca Ana? Frate, am citit în Scriptură că aia la 80 sau 80 și... Nu. Acum, la vârsta asta, iubește-L pe Dumnezeu și slujește-L pe Dumnezeu. Amin? Doamne, ce faină-i Biblia! Din lucruri la care nu te-ai gândit niciodată, iei adevărul pentru tine astăzi. Bun, cu două ne-a ieșit, și cu Geneza și cu Exod. Ia să vedem. Sper că nu ne dai Leviticul. Hai să-L încercăm. Deci Leviticul, teoretic, na, greu e, așa-i? Auzi, fratele zice că merge. Cu jertfa pentru vină este ca și cu jertfa de ispășire, aceeași lege este pentru amândouă aceste jertfe. Și nu mai continui, ca să nu ziceți că îi aparține ceva și preotului, dar aș sublinia asta. Este aceeași lege pentru amândouă. Legea cui? Aha. Deși și-am înțeles de aici, când e vorba de jertfe pentru Domnul, regulile stabilește cine? Domnul. Dacă vrei să faci ceva pentru casa ta, regulile stabilești tu. Dacă vreau ceva pentru mine, regulile stabilesc eu. Dacă vreau să-i aduc lui Dumnezeu o jertfă, nu eu stabilesc regulile. Că, Doamne, mie mi-ar conveni așa, mie mi-ar fi mai ușor așa, eu cred că mai bine așa. Dumnezeu spune, jertfele mele, regulile mele. Corect, surorilor? Plăcintele mele, rețeta mea.
îți convine, frate, eu că o mănânci, nu, dispari. Mi se pare normal. Dar nu știu de ce când e vorba de munca noastră și domeniile noastre, spui, domne, astea sunt regulile mele. Eu așa fac, îți convine, nu, am plecat. Eu țin la anumite chestii. De ce când e vorba de noi, suntem atât de gata pentru lucrurile noastre să fie regulile noastre, iar când e vorba de Dumnezeu, facem alergie că Dumnezeu, pentru lumea Lui și pentru jertfele plăcute Lui, face regulile Lui. De ce facem așa de mare alergie? Păi eu vă întreb, cine trebuie să primească jertfele noastre? El? Cui trebuie să-i fie plăcute? Și ne deranjează dacă El ne spune, dimpotrivă, noi ar trebui să spunem, Doamne, slăvit să fie numele Tău, că ne spui regulile, că dacă noi n-am ști să-ți aducem jertfa după regulile Tale, ar fi degeaba. Țineți minte unul care a adus jertfă și s-a supărat foarte tare. Sigur că evreii s-au supărat foarte tare când Dumnezeu a spus, eu nu găsesc nicio plăcere în jertfele voastre. Le aduceți degeaba. Păi cum? Dacă voi le aduceți după regulile voastre, după regulile mele? Deci să facem o recapitulare. Geneza 7:7, ziceți. Familia, toată familia în împărăția lui Dumnezeu, da? Iar noi, pentru asta, trebuie să muncim în fiecare etapă a vieții. Exodul? La orice vârstă, Dumnezeu ne vrea pentru El și ne poate folosi. Leviticul? Jertfele mele, regulile mele, așa iese binecuvântarea, da? Care ar fi următoarea? Numeri? Am o întrebare. A fost cineva curios să uite cam câte cărți au capitolul 7? Ca să știți cam la ce oră plecăm. Na, păi nu scrie că tot ce începe duce la bun sfârșit. Da, dar zice, nu, și Domnul a făcut lumea în 6 zile. Am înțeles, no, bun, deci nu trebuie toată seara asta. Cum? A, tu ai vrea numai 7, da, am înțeles, îți place predică cu 7 puncte și aia e lungă, da? A dat 2 care și 4 boi fiilor lui Gershon, după cum cereau slujbele lor. No, dacă și de aici am scoateți o idee clară și practică, sunteți geniali. Ce treabă avem noi cu carele și cu boii și cu fiii lui Gershon? Cum? Cum? Da, pentru că voi vă uitați la mine, nu în Biblie. Că dacă v-ați uita în Biblie, ați vedea mai multă lumină decât vedeți din chelia mea. Despre ce e vorba acolo? Normal că dacă nu avem timp să citim, deci noi nu putem face așa. Seara asta facem un exercițiu și îi ajută mai mult pe ea care știu un pic context, au un pic de Biblie în cap sau care se uită un pic, să vă spun ce ați putea face. Până vorbesc eu, voi să vă uitați la un capitol din altă carte, așa, și să spui, frate, eu că-l vreau pe ăla și ne dai și ideea, că între timp l-ai citit și s-ai notat. Vin niște căpetenii care aduc cadar, cară și boi. La Moise. Dumnezeu spune, primește darurile lor, că v-am spus, regulile lui Dumnezeu pentru noi. Moise nu poate face ce vrea el. Chiar dacă ăștia au venit cu 6 Mercedes-uri noi nouțe, sau erau microbuze din alea noi nouțe, știi? Moise a zis, băi, le-aș lua, dar e vorba de lucrarea Domnului, stai să le întrebi pe Domnul dacă le vrea sau nu le vrea. Și Domnul zice, primește, dar spun ce să faci cu ele, da? Deci dacă vă uitați în versetul 2, mai mari lui Israel au adus darurile, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia de la ei aceste lucruri și să le întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii și să le dai leviților, fiecăruia după cum cere slujba lui. Moise a luat carele și boii, le-a dat leviților și aici ajungem noi, a dat 2 care și 4 boi lui ăștia, după a dat la următoare, dar dacă vă uitați, de fiecare dată se repetă o expresie. Știți care este expresia? Cum cereau slujbele lor. Na, v-am dat
85% din idee, spuneți-mi care este practic. Că dacă o lăsați pe mine, nu o să vă placă. Hai să vă întreb eu, leviții ăștia erau slujitorii Domnului? Și nu trebuiau ei să fie cei mai săraci, să umble pe jos și să n-aibă nimic? A, Domnul are grijă de slujitorii Lui. Și noi? Aha, aha. Amin, să termin sau să zic mai departe? Ascultați-mă. Atât de mult îmi place că ne-am băgat în Levitic și am zis lucrarea Domnului, regulile Domnului. Atât de mult îmi place că Moise l-a întrebat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, Moise primește și dă-le. Păi de ce să le dau? Că au nevoie pentru slujba lor. Și eu vă întreb un lucru. Că știu că la voi așa se întâmplă și atunci e simplu. Îmi permit să vorbesc, că voi o să spuneți la alții. Aveți slujitori în lucrarea cu copiii? Da? Și au nevoie pentru slujba lor de ceva. Și voi le dați? Felicitări! Dar să știți că sunt fete care lucrează cu copiii, care trebuie să plângă ele, să caute ele din bursa lor, să margă pe la bunică, pe la nu știu cine, bunică, dă-mi 3 lei din pensia ta, că trebuie să cumpere la copiii voștri, a noștri, niște creioane de colorat și o cărticică să învețe și biserica în afară de WC-uri și astea nu interesează nimic. Și de ce spun asta? Că eu umblând așa pe lumea asta, mi-am dat seama că unul dintre cele mai faine locuri unde ai putea sta sunt WC-urile de la unii biserici. Mamă, ce luxuri, domne! Nu știu, că la voi n-am fost să verific, da? 10.000 de euro cu tare și trebuie să schimbi. Domne, eu nu sunt împotriva curățeniei, nu sunt împotriva cu tare. Păi, da, până la urmă, nu la asta ne-a chemat Domnul. Că ascultați-mă, WC-urile nu sunt pentru Iisus. Nu știu dacă v-ați prins. Aerul condiționat nu-i pentru Iisus. Toate minunile care le facem noi nu-i pentru Iisus. Pentru Iisus sunt altele. Și nu mi se pare normal. M-a legat acum de cele care lucrează cu copiii. Ele să-și facă lecția, ele să învețe acasă, ele să ia din timpul lor și tot ele să meargă să cumpere și radiera și creioanele și hârtia și să facă și xeroxul pentru că biserica risipește banii nu știu unde. Nu, există de acolo o rânduire dumnezeiască, slujitorii trebuie să primească ce are nevoie pentru slujba lor. Nu figuri în cap. N-ați spus să le dați la fete poșete Gucci sau de nu știu care. Poșetele lor e treaba lor. Dar poate un ghiozdănel să poarte toate astea de la biserică, poate că ar trebui să ne gândim până ducem ghiozdane la toți aia din Africa, știi? Că poate și a noastră ar putea un ghiozdan. Bun. Tinerii au slujbe în biserică sau nu? Și voi ce le dați? În afară de... A? Nu știu, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă răsplătească. Știți cât mă enervează asta? Dar vă spun ce mă enervează, nu că nu-i frumos, da? V-am spus eu, dar de ce nu, să nu-i binecuvinteze Domnul prin voi? Adică, prin cine să binecuvinteze Domnul? Păi i-am zis că eu îmi permit, dacă-s bătrân, nu puteți lua boi de la căruță, așa, așa, n-am nevoie de cutare. Domnul să te binecuvinteze. Primul lucru zic cu ce? Că vreau să știu ce ai în minte. O să că Domnul să te întărească, zic ca betonul sau ce vrei să mă întărească. Bă, fii specific, văd dacă zic ca mine, știu ce ai tu în minte, Domnul să mă înțepenească, știi? Și zic așa, bă, dar de ce nu poți veni tu la mine să spun, frate Iuga, Domnul hotărâs te binecuvinteze prin mine. Unul din ăsta, Barosan, vine seara după. Frate, seara asta Domnul hotărâs te binecuvinteze prin mine. Cum? Și te duc la masă. Bă, zic, n-ai nimerit-o, că nu mi-e foame. Deci Domnul mă binecuvintează prin chin, dacă mi-e foame, mă duc la masă. Păi dacă eu am mâncat, acum ce mă duc să... Bine, să mă duc la o mâncare pur românească, un kebab. Pe la 11 noapte și o să scrie, mă binecuvintează. Bă, mă nenorocești la vârsta mea cu însorile tale. Cu... Da? Ce vreau să vă spun? Îi felicit pe toți cei care se gândesc la asta,
Și ar trebui să învățăm pe alții. Îi ajutăm pe cei care lucrează cu tineri, îi ajutăm pe cei care lucrează cu copiii. Dacă am avea bătrâni, da, care se ocupă, că sunt biserici care au departamentul bătrâni, departamentul văduve. Că dacă au multe văduve, au departamentul văduve, vin la rugăciune. Noi numai le binecuvântăm dacă au nevoie pentru slujba lor. Nu știu, au nevoie de două pachete de ceai să facă un ceai, au nevoie de trei corcofențe din astea, nu știu cum să le duc, chexe sau cum e pe chineză, da? Păi ce, frate, ele nu pot? Nu, știți care e întrebarea? Nu dacă pot ele din pensia lor. Întrebarea dacă măcar mă gândesc eu. Și să vin să zic surorilor, nu trebuie pentru sâmbătă să vă dăm, să vă cumpărați chec din ăla mai nou, să nu vă doară proteza, nu chexe. Dacă soara spune, har Domnului, sâmbătă asta ne descurcăm, slăviți să fie Domnul. Dar măcar am întrebat, măcar omul zice, bă, cineva s-a gândit la mine, la chestia asta, că așa nu se gândesc la mult, da? Slujitori aveți, că văd că i-am lăsat pe ăștia mai lung. Voi slujitori în biserică aveți, așa, păstori, cu tare? Ei au nevoie de ceva pentru slujbă sau nu? Păi dacă au nevoie, să-și cumpere. Frate, în particular te întreb, dar pot să răspunzi acum, când s-o cumpăra biserica ultima carte, de asta cu, nu știi, din alea de povești. O zis, frate, păstor, uite, a apărut o Biblie specială, a apărut un comentariu cu tare și ne-am gândit să-l facem cadou. Cred că era în concediu când te-a căutat. Că atât au fost... De ce? Nu poți să spui adevărul în Sfânta Biserică? Aha, zici că numai cei de folos. Noi de asta am zis că le discutăm în particular. Știi? Acum, dar să vezi următoarea hotărâre de comitet. M-am dus la o biserică și întreb eu, mă lumina Domnul, că eu n-am lumini, știi? Întreb eu printre alte, păi zic, voi țineți la păstorul vostru? Vai, frate, Iuga, cum să nu ținem? Zic, bă, dacă Doamne ferește, păstorul vostru ar avea un accident cu mașina, zic, l-ați ajuta? Cum să, frate, dar e păstorul nostru, știi, început e, că ne hrănește spiritual, are grijă de copiii noștri. Bă, zic, slăvi să fie Domnul. Păi zic, dar asta, dacă face un accident, își rupe un genunchi, poate îl costă operația, vă 15-20 de mii de euro. Frate, să ne ferească, Domnul, dar nu înțelegi că e a nostru. Zic, mă, dar în loc să plătiți voi operația aia, nu v-ați gândit să-i faceți acum cadou niște cauciucuri de iarnă la mașină? Că zic, îți mai ieftin decât operația. El tăti pe drumuri cu tare. Avea niște din astea tăte uzate, praf și pulbe, cum tăpuneam. Zic, mă, frate, nu ne-am gândit. Păi zic, asta e că nu vă gândiți. Zic, băi, mai ieftin să-i dai 4 cauciucuri din astea? Nu, cât o costa? 400 de euro, frate. Bă, între 400 de euro și 20 de mii. Și operație, nici nu mai știi dacă e piciorul bun sau ceva. Păi nu, să și le cumpere el. Păi el și le poate cumpăra. Sau nu și le poate cumpăra, depinde. Dar aici, de fapt, noi gândim și noi ne verificăm cât pricepem noi lucrarea lui Dumnezeu, cât ne interesează lucrarea lui Dumnezeu și cât simțim cu cei care poartă poverile noastre. Că ascultați-mă, dacă cineva crede că poate plăti slujirea unui slujitor, înseamnă că n-aveți habar de ce înseamnă slujire. Eu acum să vorbesc în dreptul meu, ca să nu, că v-am spus, eu sunt expirat și nu mai e... Dar măcar să-i ajut pe alții. Să nu înțelegeți că mă plâng sau că nu ne poartă Domnul de grijă. Întrebarea mea este, de ce vreți numai alții să aibă răsplată în cer? Că ăia care ajută, sigur o să aibă răsplată în cer. Dumnezeu e drept, slăvit să fie El. Și Dumnezeu ne-a purtat de grijă și ne va purta de grijă, dar fi rușinos să ne poarte grijă tot prin văduva și orfanul de nu știu unde, și să nu ne poarte de grijă prin aia pe care îi slujim. Că Biblia spune, e vrednic slujitorul de ce are nevoie pentru slujba lui, da? Foarte interesant. Și am zis, cât ați plăti? Spuneți-mi așa, o luptă cu duhurile necurate, alea drăcești, care sunt în biserici, cam cât merită? 3 zile de post. Dă-le, frate, că e ok, da. Păi nu, că pe mine m-a sunat cineva îngrozit, o să, frate, am început să mă rog pentru o familie și o să, problemele de la ei din casă vin la noi. O să, eu nu mă mai rog în viața mea pentru, nu, frate, mie nu-mi trebuie de astea în casă, la mine roagă de matale.
Eu n-am ce face, eu trebuie să mă rog. Da. Bun, deci uite că am lungit-o, numeri 7 cu 7, mai bine să ream. Da, ce numeri 7 cu 7, să ajungem la... Deci slujitorii trebuie echipați corespunzător. Cum cer slujbele lor? Nu trebuie drone. Dacă nu le trebuie drone, nu le trebuie, dar dacă are nevoie de ceva. În primul rând, eu cred că ar trebui să se gândească... Mie mi-au făcut bucurie în viață unii, e adevărat, mai era... care au început să gândească. Și la un moment dat ce a zis o soră din biserică, de la noi. A zis că, frate Iuga, biserica de ce nu vă cumpără un costum? Păi zic, de ce să-mi cumpere? Că zic că la frații ortodoxi. Păi ăștia n-au tot echipamentul necesar. Cine crezi că îl plătește? Biserica. E preotul lor, îi dă echipamentul de slujire, tot. Adică nu se duce preotul nici cu praporii lui, nu se duce nici cu asta, nici cu mantia, toate ele ia biserica, știi? Am zis că, bă, ce te-a luminat Domnul, dar nu știu cum să-i luminezi pe altul. Nu mi-a trebuit, că nu-mi trebuie. Dar te bucur când cineva gândește, o să bă, stai un pic. Noi toți ne bucurăm, zice, fii atent. La lucru ne dă salopete, ne dă cască, ne dă bocanci, ne dă echipament și de protecție, știu, la, ne dă apă minerală că e prea cald, ne dă lapte că e prea mult praf, n-ați auzit din astea. Și la biserică ce le dăm? Le scoatem ochii că... Ai, interesant e cuvântul, e numeri 7 cu 7, frate, ce am ajuns noi să vorbim, da? Hai să trecem mai departe, că se duce noaptea și noi... Bun, dacă... Hai, ce bună e ordinea cărților. Ia dă-ne Deuteronom 7 cu 7. Na, cum ar fi să citim noi ăsta toți împreună? Ia, ia. Dar nu citim așa, nu doar pentru că întreceți la număr. Și întrecem. E clară ideea din versetul acesta? Că nu-i vorba de voi, oameni buni. Veți ajunge, veți primi, veți avea. Să nu cumva să vă treacă prin cap că meritați. Dă-ne numai versetul următor ca să fie clar. Și pentru că Domnul vă iubește. N-are treabă cu bunătatea noastră. Și de câte ori ne trece prin cap, frate, eu am că muncesc, eu am că așa. Păi omule... Și muncești pentru că cineva te-a învățat să muncești, muncești pentru că cineva ți-a pus dragoste, muncești că e sănătos, muncești că te duce bibilica, că dacă nu te-ar duce, ce ai muncit, da? Muncești pentru că ai un loc de muncă și nu te-a dat la afară. Muncești pentru că e pace, liniște în țară, așa te lucră. Nu-i vorba de noi, nici în cele materiale, iar în cele duhovnicești credeți că e vorba de noi? Bun, acum să înțelegem un lucru. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne facem partea. Evreul când a intrat în Canaan, nu s-a dus să stea cu burta la soare că Domnul îi va purta de grijă. Dumnezeu spune, tu îți faci partea, eu îți voi da mai mult decât crezi, dar mereu să știi că e vorba de mine. Și ce ți-am dat de la alții și ce îți voi da prin lucrul tău, e vorba de mine. Și acum eu vă întreb, pe teren spiritual, depindem 100% de harul lui Dumnezeu? Și asta ce înseamnă? Să nu facem nimic? V-am spus că la mine apostolul Pavel este cel care îmi dă cumva un echilibru super aici, spune Viorele. Am lucrat mai mult decât toți. Deci e adevărat, nu eu. Harul lui Dumnezeu, dar în cine? În mine, harul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat har, eu am folosit harul. Alții primesc har și îl folosesc pentru destrăbălare. Îl folosesc împotriva Scripturii, împotriva Bisericii, că Dumnezeu le mai dă har, că sunt viață și toate celelalte. Deci de câte ori ne vine ideea că nu-i vorba despre noi, e vorba despre El, Domnul să fie slăvit. Asta înseamnă mereu, mereu să fii mulțumitori. Judecător 7 cu 7. Ce, Iosua? Hai că nu a vrut. Bun. Asta puteam să o scap, dar na. No, e bine că e din Biblie. Ia dă-ne Iosua 7 cu 7, auzi că avem comentarii aici, fratele nu vrea. Iosua a zis, ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? Știți contextul? Vă aduceți aminte în ce context plânge Iosua?
Astea sunt cuvinte din Acan. Dacă citești versetul acesta, în ce stare îl vezi pe Iosua? Debusolat, cum? Fără nădejde, un fel de depresie, disperare, cum vrei să o îmbraci, așa, într-un cuvânt, da? Dar el era slujitorul lui Dumnezeu. El a făcut lucruri foarte mari. El l-a slujit pe Dumnezeu din tinerețe. La Iosua, unul din lucrurile pe care le apreciez, știți care e? Răbdarea lui. Iosua de tânăr a fost lângă Moise și nu l-a săpat odată pe Moise. Știți cât a trăit Moise? 100 cât? 120? Să stai lângă boșorogul ăsta, tot să zici, bă, tata, ești expirat, dă-te la o parte, că ar fi vremea mea. Și până când nu l-a dus Domnul să-l scoată din slujbă, Iosua a stat liniștit. Iosua a intrat în slujbă când a zis Domnul, a venit ziua ta, a venit vremea ta. Un om cu multe realizări spirituale poate ajunge un slujitor al lui Dumnezeu la nivelul lui Iosua. Și într-o zi să fie necăjit, cu întrebări, debusolat, Doamne, ne-ai scos ca să ne dai în mâinile lor, dar ce de asta i-a scos Domnul? Poate? Da, poate, surorilor. Pentru că slujitorii lui Dumnezeu sunt oameni. Și diavolul îi ispitește și pe ei și niciodată n-ar trebui să acuzăm un slujitor al lui Dumnezeu care ajunge ca Ioan Botezătorul și spune, am o întrebare, tu ești acela sau? Păi cum, Ioan, întreb dacă tu ești acela? Că ce-ai strigat-o la Iordan? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Eu nu-l cunoșteam, dar mi-a spus Tatăl, cel peste care vei vedea că vine Duhul Sfânt în chip de porumbel, acela este. Păi ai văzut minunile lui Dumnezeu cum nu le-a văzut nimeni? Și acum întrebi, tu ești acela? Da, pentru că sunt astfel de momente. Ați auzit de Ilie? Ilie ăla de pe Carmel sau ăla care fuge de Izabela? Erau clonați sau erau una și aceeași persoană? Păi acum îi nenorocește numele Domnului pe toți și face mișto de 900 de profeți falși și toate astea. Știți că nu vreau să vă dau idei, dar una din traduceri când spune că poate Dumnezeu vostru e ocupat sau cu tare, acolo cu se odihnește și asta, care treabă, Cornilescu a fost drăguț, dar alte traduceri zic că poate e la WC, știi, e ocupat, adică Ilie, tu ți-ai permis să faci așa, să te duci la o paradă din asta de LGBTQ, toate limbile pământului și să faci mișto de ei, eu zic să nu te duci. Deci Ilie ăsta ajunge într-o zi în care spune, Doamne, cel mai fericit ar fi să-mi iei viața. Ajunge în criză spirituală. E bine că nu rămâi acolo. Dar am o întrebare. Cum a ajuns Iosua în starea asta? Cine l-a ajutat? Acan? Câte vreme faci parte dintr-o familie, nu poți face ceva și să n-afectezi toată familia. Poate asta trebuie să o știe și copiii, și soții, soțiile. Frate, ce-i viața mea? Bă, nu-i viața ta, e viața noastră. Noi nu. Și dacă te ștergi de pe numele meu, tot a meu ești. E cinstea mea sau rușinea mea? Faci parte dintr-o biserică, cum să spui, Doamne, e viața mea, relația mea cu Dumnezeu? Nu, tu faci bucurie întregii biserici sau durere întregii biserici. Câte vreme faci parte din poporul Domnului, faci bucurie celui de lângă tine, îi faci supărare sau mâhnire sau bucurie Domnului. Acan, cu a avut el niște figuri în cap, duce și poporul în rătăcire și uite unde ajunge slujitorul lui Dumnezeu. Dar când ați auzit ultima dată, Doamne, da, ce... Dar am avut nicio treabă cu ce vorbesc eu seara asta, știi? M-am trecut mie prin cap că vorbesc asta. Ați auzit vreodată vreo rugăciune în biserică să spună vreun frate, vreo soră, Doamne, îl văd pe păstorul nostru lăcrimând,
sau îl văd că abia mai predică, care dureri în suflet, numai trebuie să-și ține slujba, că nu poate să ne dea drumul acasă și să zică, iartă-mă că din cauza mea. Bine, au fost, dar n-ați fost voi la biserică. De câte ori a venit cineva să zică, frate, starea asta din biserică, eu Sacan. Eu Siona, dă-mă peste bord și... Zică, fratele, Iuga chiar e bolnav, are probleme, da? Da, ce vreau eu? Pe de o parte să ne ferească Domnul să fim un Acan. Că Dumnezeu mai devreme sau mai târziu își curăță poporul, să știți. Adică Acan nu poate să-și bată joc la infinit de poporul Domnului. Și apoi când vedeți un slujitor care nu e în cea mai bună stare, nu-l mai apăsați și voi. Dacă nu poți să ai un cuvânt de încurajare sau ceva, taci din gură și roagă-te. Aici chiar de multe ori tăcere e ca miere. Și mă refer încă o dată la toți slujitorii, că e vorba de copii, că e vorba de tineri, că e vorba de bătrâni, că sunt slujitori pe câmpul de misiune, că surorile au grupul lor și se slujesc între ele. Niciodată să nu fim noi cauza durerilor, iar când vedem durere sau de busoare, să nu ne apucăm să dăm cu pietre. Dacă nu putem face altceva, mai bine tăcem, ne vedem de treabă și e mult mai înțelept, da? Da, ai zis că mergem la judecător, 7:7. Și Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Ceilalți sunt liberi. Da, care e ideea de aici? Că acum, eu, cum am citit, v-am spus care e ideea. Dumnezeu lucrează cu cine? Cu aleșii lui. Când e vorba de o lucrare, când e vorba de o bătălie, Dumnezeu lucrează cu cei pe care îi alege El. Din punctul de vedere al lui Gedeon, a spus, Domnul, eu aduc pe toți. Și Domnul a spus, Gedeon, pentru că vreau să se arate slava mea și vreau să înțeleagă poporul cine sunt eu, nu voi lucra cu cât ți-ai adus tu. Și se fac două selecții. Asta un pic m-a îngrozit. Știți care e prima selecție, primul criteriu surorilor? Cei fricoși să plece acasă. Am zis surorilor, dar ai zis că tu ești una cu nevasta și ai răspuns. E ok, da. Vă aduceți aminte cam câți fricoși au plecat acasă? Nu, știu că n-am citit vreo 23.000, dar nu vreau să greșesc, că n-am citit de mult și nu le mai am cu cifrele așa, mă mai las pe ei. Păi dăm înapoi, eu altceva aș fi curios. Să ne facă repede un matematician din ăsta calcule, să vadă câți au fost de toți. Cât? Păi dacă au fost 30.000 și au fi plecat vreo 23.000 acasă, cât? 22.000, din cât? Păi ia fă procentul, vreau procentual să știu câți au fost fricoși. Din 30, 22. Băi, fratele meu. Păi calculatoare, scoateți telefoane, minuni, inteligență artificială, unde e? Cât? 27? Păi asta, 97? Păi frate, 97% din poporul Domnului să fie fricoși. Dar pe față, când o zis, care sunteți fricoși, plecați acasă. Păi nu, asta spun, prima dată fricoșii. Nu, 80, cât o fi, păi frate, și așa, și jumătate dacă ar fi mângrozește, știi? De asta v-am spus, eu matematică am făcut-o pe smântână, nu m-am băgat aici, nu mă duceți în eroare, da? Atâția fricoși. După asta, Domnul, mai face o selecție și te întreb, pentru că Domnul spune, Viorele, lucrarea o fac cu cine hotărăsc eu. Sunt lucrări care le fac cu toți și sunt lucrări care le fac cu unii. Frați și surori, mulțumiți lui Dumnezeu când vă alege să faceți o lucrare. Și nu vă supărați că nu sunteți pentru a... De ce?
Pentru că nu vă calificați. Pentru că nu mă calific, hai să vorbim deschis. Deci Dumnezeu a știut, de asta a pus criteriile, că a știut ce e în inima lor și cum sunt ei, din ce a luat sunt făcuți. Și atunci spui, frate, eu vreau să mă folosească Domnul. Dacă vrei să fii între cei 300, califică-te pentru a fi între cei 300. Frate, și eu vreau să fiu folosit ca Iosif, califică-te. Vreau să fiu un Daniel, califică-te. Vreau ca cei trei tineri, păi califică. A, zice, eu nu-mi risc viața, eu fac niște șmecherii, dar să fiu folosit ca ei. Nu așa merge. Dumnezeu lucrează cu aleșii lui, dar Dumnezeu știe pe cine să aleagă, slavă lui, da? 1 Samuel 7:7, vă mai dau ceva și apoi vă mai dau o idee și apoi vă chem la rugăciune. 1 Samuel 7:7. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa, s-au adunat să se închine, să se pocăiască, vă spun eu, de asta s-au adunat, și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. Deci, să vedeți cât de clară e ideea. Pocăiții vin la adunare să se pocăiască. Că nu au fost pocăiți, au fost derbedei. Știi, 20 de ani fără Dumnezeu, figuri în cap, nu știu ce, că le-au fost bine și așa. Dar îi cercetează Dumnezeu și vin pocăiți la adunare, îi ajută și Samuel, vin, se pocăiesc, Samuel se roagă. Când pocăiții vin la adunare să se pocăiască și să fie pe placul Domnului, ce fac dușmanii? Să bucură, slăviți să fie Domnul când în sfârșit pocăiții se pocăiesc. Păi dacă pocăiții vor să se pocăiască și toate astea, filistenii zice, nu-i de bine. Noi nu ne place de ei că se adună, nu ne place să se apropie de Dumnezeu, că dacă se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu le dă binecuvântare, noi nu ne place și ia hai să-i... Voi credeți că astăzi dușmanul când ne adunăm se bucură? A, bun, dacă ne adunăm, nu să ne adunăm, să bucură, zice, bine că s-a măgesc în biserică. Dacă ne adunăm să ne mai facem păcate în biserică, să-l criticăm pe ăla, să cutare, zice, dar duceți-vă tătă ziua la biserică, numai de la biserică să mergeți în iad. Dar să ne adunăm noi să ne pocăim sincer, să întărim relația cu Domnul, să fim ce trebuie, dracu nu se bucură. Treaba lui. Pentru că dacă vin pocăiții să se pocăiască și să ceară har dumnezeiesc, atunci atună Domnul în filisteni. Îi apără Domnul pe ai lui, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne rugăm de fiecare dată când venim împreună, să venim pentru a ne sfinți, să venim pentru apropiere de Domnul. Și ce dacă nu-i place dușmanul? Că dușmanul, asta este. El își face treaba lui, important e noi să fim plăcuți Domnului, să avem protecția lui, da? Deci, dușmanilor, nu. Deci, de câte ori îți vine să nu vii la adunare cu inima sinceră, cu așa, gândește, bă, ce bucurie îi fac eu dracului acum. Eu supărare aș face dacă m-aș duce acolo și m-aș duce cum trebuie. Și m-aș duce să mă pocăiesc și asta atunci, dar că eu stau acasă, că eu fac figuri, că mă duc așa, îs pofelie cu el. Și am zis că ultima de aici, 2 Samuel 7:7, este în contextul în care, să vă explic, da? Că eu m-am uitat un pic stând în bancă, contextul în care David hotărăște să-i facă Domnului o casă, să-i zidească un templu. Și știți, discută cu profetul, profetul îi spune că e ok, Dumnezeu îi spune profetului, vezi că ai vorbit de la tine, n-ai vorbit să te consulți cu mine, du-te, spune că nu apreciezi. Și dar Dumnezeu are o întrebare, dar nu este o întrebare mustrătoare, ci este o întrebare totuși de apreciere. Pe unde am mers cu toți copiii lui Israel, întreabă Dumnezeu. Am spus eu oare vreo vorbă, vreunea din semințiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul meu Israel, zicând, pentru ce nu-mi zidiți o casă de cedru? Dumnezeu spune, v-am reproșat eu vreodată că nu mi-ați zidit o casă? V-am poruncit eu vreodată? V-am spus eu că mi-ar plăcea să-mi faceți o astfel de casă? Care este răspunsul? Nu. Și apoi începe să curgă în continuare
ceva foarte, foarte frumos. Și Dumnezeu face niște promisiuni extraordinare lui David și casei lui. Dă-ne versetul mai departe. Încearcă 8, așa, acum. Pentru că nu din poruncă, ci din proprie inițiativă, dintr-o inimă bună, din dragoste de mine, pentru imaginea mea, să spui robului meu David, așa vorbește Domnul armatelor. Te-am luat de la pășune, de la oi, te-am pus căpetenie cu tare, tu ai hotărât să-mi faci o casă, nu poți face, dar eu mă voi ocupa de familia ta. Tu vei pleca, va rămâne fiul tău Solomon, va greși, voi folosi nuia omenească, dar harul meu niciodată nu se va îndepărta de familia ta. Și prin Hristos niciodată nu s-a mai îndepărtat. Spuneți-mi, noi avem noi o problemă când e vorba să împlinim poruncile Domnului? Avem o problemă. Câteodată așa. Ori să fim nemulțumiți că Domnul ne poruncește, ori că ne poruncește de prea multe ori, ori că tot nou, uneori ne facem că nu știm că ne-a poruncit, alte ori ascultăm, dar tot mor, crâmpănim pe acolo. Știți ce a făcut David? David n-a stat să-i poruncească Dumnezeu. David a luat el inițiativa să facă ceva frumos pentru Domnul. Întrebare pentru surori. Vă place când vă aduc bărbații flori, nu? Să zicem, ziceți da, nu, ca să iasă bine. Dar când v-ați bucura mai mult de flori? Când ei spune tu, băi, dacă de seară vii fără buchet, îți trânchezi cu ala în cap de nu te vezi cu nimic, de seară vii cu flori, ai înțeles? Dacă vrei să mănânci mămăligă, de seară vii cu flori. Asta ar fi o variantă. Sau să nu fie niciun eveniment, să nu fie ziua ta de naștere, să nu fie aniversare, să nu fie cutare, să nu fie Sfântă Mărie, să nu fie nimic. Și tu te întrezești marți seara că el vine cu un buchet din ăla de flori. De... V-ar întreba că aveți probleme. Da, da. Păi, exact la asta mă gândeam, știi, ce pot înțelege ele. Că am auzit, știi, a fost unul, bărbat, a fost la o conferință și i-a spus că, bă, dacă te duci la nevastă cu ciocolată, versiuni din astea care sau nu sunt, viața faină și ăsta s-a gândit să le facă el pe amândouă. A luat un pic de flori, ciocolată, s-a dus, s-a sunat la ușă, știi, când a ieșit aia, i-a dat el flori și ciocolata, i-a luat buchetul, da cu el de pământ. Am un bărbat înțelept tace, știi, în astfel de momente. Ea s-a dus, s-a așezat în fotoliu, că Iisuse, Doamne, eu nu mai știu ce poate fi în ziua de astăzi dimineață, că m-am trezit, copilul a avut febră. Apoi mi s-a stricat mașina de spălat. Acum ăsta vine beat acasă. Dacă el, săracul, nu a făcut din asta niciodată, ai tu dreptate. Nu, dar totuși sora spune, frate, una e că îi poruncesc eu, bă, adun flori. Și am văzut o chestie în asta, când ea i-a țăpat florile în brațe, el o intra pe ușă, știi, așa ca bădăranul, ea l-a așteptat cu un pic de flori, l-a țăpat în brațe, l-a scos afară pe ușă și a venit, era văzut, ia, vai, ce mă bucur, știi, mai joșeteat în asta. Dar altceva să spui, bă, frate, în sfârșit a meu a avut o inițiativă și întreb, dar cu ce ocazie? Cum e cu ce ocazie? Ești nevasta mea, ești iubirea vieții mele, atâta, am văzut flori frumoase, normal că ți le-am cumpărat, adică ce îmi trebuie o ocazie? Păi nu facem asta nici pentru neveste, nevestele fac pentru noi, ce pot ele, da? Dar măcar pentru Domnul, facem așa ceva? Măcar o dată în viață, facem așa ceva pentru Domnul? Să zic, băi, ți-o poruncit Dumnezeu asta? Nu mi-o poruncit, și cum faci? Păi ce, eu aștept să-mi poruncească Dumnezeu să fac lucruri frumoase pentru El? No, ați observat că Dumnezeu se bucură și de inițiative frumoase fără să ne poruncească? Poate ne gândim ce am putea face în următoarea perioadă frumos pentru Domnul. V-am spus eu, nu v-am spus. Varianta mea, care nu trebuie să fie așa, da?
practic, merită să fie luată în discuție. V-ați întrebat surorilor de ce i-a dat Maria parfumul Domnului Iisus? Cum i-a venit ideea să-i dea lui Iisus o sticlă de parfum? Aia, bună, e altă treabă, știi, dar nu, nu vin de tot. Aia, deci i-a dat un litru, că nu a avut 25 de litri, că i-a dat pe toți. Să vă spun, poate fi varianta voastră super spirituală, Maria a avut o inspirație. Poate fi varianta unui frate, practic, care spune, frate, nu a avut nimic altceva. Singurul lucru valoros că a avut, a fost sticla de parfum și o dat lui Iisus și a avut valoros. Eu am și varianta mea, oricare poate fi adevărată. Care? A, că a făcut lucrul acesta, da. A, bună, e rezultatul. Hai, că acum ajungem la ultimul punct din predică, da? Că acolo mergem, și de la David și de la Maria. Dar eu m-am gândit într-o zi, cum mai practic, așa, am zis, dacă Maria o sta și s-a gândit, măi, cât o făcut Iisus pentru mine? Aș vrea să fac și eu ceva special pentru El. Și ce-o zis? S-a dus la Iisus și a spus, Doamne Iisuse, nu te supăra pe mine, știu că nu, am o întrebare. Eu aș vrea să fac ceva frumos pentru tine. Dar nu-s nici Petru, nici Ioan, nici Toma, nici Matei, cu tare. Pe mine nu mă duce capul cât îi duce pe ăștia. Eu sunt mai simplu, știi ce m-am gândit? Îmi poți da tu o idee? Ce aș putea face eu deosebit pentru tine? Ce credeți că i-ar fi răspuns Iisus dacă Maria îl întreba pe Iisus? Pentru că Iisus știa sinceritatea inimii, corect? Putea să spună Iisus, Maria, eu știu inima ta. Vrei să faci ceva special pentru mine? Când vin la voi, data viitoare, ungem trupul cu mir. Asta vrei tu, Iisuse? Da, asta vreau eu de la tine. Asta crezi tu că e special? Sigur e special, Maria. Iisuse, dacă asta zici tu, asta o să fac. Nu a priceput Maria ce înseamnă cu mirul, cu tare. Dar au spus Iisus, păi voi știți ce a făcut femeia asta? Ce n-a făcut nimeni niciodată și nu va face pentru mine. A făcut ceva unicat. Acum, dacă aveți suficientă inspirație, faceți ce inspirație aveți. Dar dacă vreodată ești într-o zi și spui, frate, eu aș face ceva frumos pentru Domnul Iisus, dar n-am nicio idee, îți dau eu o idee, discută cu Iisus. Iisus, aș vrea să fac ceva frumos azi pentru tine. S-ar putea să zică, vrei să faci ceva frumos pentru mine, da. Fă-i o tură de sarmale lughiță. Păi de ce? E și el prăpăditul meu. Și el s-ar bucura să mânci o tură. Dacă, dar zice, el nu merită, dar zice că pentru mine le faci. Fă-le pentru mine, dă-i-le lui, da. Sau stai un pic cu copilul, plimbă-te, nu știu, cântă o cântare în natură, dar nu vrei să mă duc în Africa? Nu, du-te, colege niște ghiocei și laudă-l pe Domnul pentru toată natura creată, limpezește la minte, asta mi-ar face mie bucurie. Deci nu trebuie doar poruncile, e clar că poruncile trebuie, dar am putea să trecem dincolo de porunci să ne vină niște idei. Că noi români avem idei în toate domeniile vieții, deci mai inventiv ca românul, numai idei are, știi, dar când e vorba de Dumnezeu, tare săraci suntem și am putea să ne pocăim. Ei, uitați cu ce închei, pentru că am dat-o exemplu pe Maria, l-am dat exemplu pe David și acum închei cu ce n-a citit Stelian din Isaia 53. El, din respect pentru voi, noi că suntem grăbiți predicatorii, de multe ori citim doar prima parte. Nu știu dacă m-ați auzit undeva, dacă m-ați auzit, oricum vă prinde bine, că îmi prinde bine și mie să-mi aduc aminte. Vreți să stați la masă cu cei mari? Vreți să stați la masă cu cei mari? Hai, nu mințiți, spuneți adevărul. Pe ce nu vreți? Cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, nu așa vreți voi, cu Pavel, cu toți, la masă, nu. Știu ce figuri aveți în cap, doar le aveți ca mine, sunteți frați surorile mele, da? Și vreți să împărțiți prada cu cei puternici, vreți? Nu mă refer nici la Merkel, nici la Biden, nici la ăsta, Trump. Eu, spre exemplu, vreau să împar moștenirea cu Iisus. Adică eu pun ce am eu, Iisus pune ce are el și împărțim pe din două. Și eu nu mă supăr. Uitați ce spune Isaia 53, despre el, că despre el vorbește.
Îi voi da partea lui la un loc cu cei mari. Va împărți prada cu cei puternici. De ce? Da. Citesc eu de aici. De aceea, după ce ne spune în 3 capitolul ce a făcut el, disprețuit, părăsit de oameni, toate celelalte, a purtat păcatele noastre, n-a deschis gura deloc, după asta spune, de aceea, pentru că le-a făcut pe toate astea, îi voi da partea, așa, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte. De aceea, pentru că. Vi se pare corect? Voi credeți în dreptatea lui Dumnezeu? Sau numai în mila lui? Ca să nu credeți că Isaia este unul singur, dar asta e un subiect foarte mare, să predici odată din expresia asta, și atât trebuie să spui în introducere. Știți că o zis fratele Iuga să țin o predică, ia că mi-am pregătit-o și o predic. Și o să fie foarte faină și nimeni nu te zice, băi, uite că o ținu minte și o zis fratele Iuga. În Noul Testament se repetă, o să vedeți că e plină Biblia, spune, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, totuși ne-a considerat ca un lucru de apucat. Știți asta, da? S-a dezbrăcat, așa? Și apoi, ascultător până la moarte și moarte de cruce. Următoarea frază. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult, și i-a dat numele care este mai presus, pentru ca. De aceea, pentru ca. Lucrurile astea. Ați priceput ce vreau să spun? Ați ținut minte când am zis că noi trebuie să facem ceva pentru Dumnezeu, să muncim, să folosim harul lui cu înțelepciune. Și acum vreau niște răspunsuri corecte. De ce l-a înălțat Dumnezeu pe Iosif atât de mult în Egipt? Surorile, două cuvinte vreau să aud. Am înțeles, da, da, frații, spune. De aceea, soror, corect, de aceea. Spuneți-mi, de ce a ales-o Dumnezeu pe Fecioara Maria să-L nască pe Iisus? De aceea. De ce l-a ridicat Dumnezeu atât de mult pe Daniel? De aceea. Și de ce a ajuns bocatul în iad? De aia. Asta îi spune Avram. Adu-ți aminte în viață ce făcuși, n-a de aia ești aici unde ești. Oameni buni, Dumnezeu este drept. Și când Dumnezeu binecuvintează pe cineva, nu e așa, a hotărât Dumnezeu să-l binecuvinteze, nu contează cât e de prăpădit, azi serviciu de binecuvântare a prăpădiților. La prăpădit, serviciu de binecuvântare, că Dumnezeu le primește pocăința. Și dacă întreabă cineva, dar de ce l-a iertat Dumnezeu pe nenorocitul ăla? Care-i expresia? De aia, că nenorocitul ăla a venit și a plâns păcat, a strigat înaintea Domnului, ai milă de mine, s-a întors, și pe ăla alalt, de ce l-a dus Dumnezeu în iad? Tot de aia. Și pe bărboșii ăia care cu doctorate, cu așa, că n-am fost noi, n-am făcut noi, de ce? O să de aia. Exact cum ziceți voi, că eu predicam Evanghelia și voi erați cu salam, cu mititei, zice, noi eram acolo, mâncam și beam la evanghelizările tale. Păi zice, de aia că la evanghelizările mele voi erați prezenți, dar nu să vă pocăiți, nu să ascultați, ci voi să vă distrați. Nu, acum dacă v-ați distrat când eu am predicat cuvântul, acum distrați-vă în continuare. Deci, oameni buni, unii cunosc Scriptura de aceea. Știți de ce? Că o citesc. Alții o înțeleg mai bine de aceea, că se roagă, cer Duhului Sfânt să ilumineze, Duhul Sfânt iluminează și investesc aici. Alții știu din Biblie, numai Iisus plângea, tot de aia. Tot de aia. Interesant, iarăși, că noi în lumea noastră suntem obișnuiți. Dacă ar veni, ai 5 fete, să zic, da? Și la una îi faci cadou, nu știu ce, foarte frumos, și la alta îi dai acolo și ei, nu știu ce, o batistuță sau ceva, și vine aia și o spune, mamă, păi nu zici tu că amândouă suntem fetele tale, că ne iubești, de ce ei i-ai dat cadou chestia asta, laptopul nou, și mie mi-ai dat un creion chinezesc? Care e răspunsul? De aia, fata mea, stai să spun, pentru că sorul ta, când i-am zis,
du-te tu și învață-l. A învățat. Când a fost ora de pian, i-am zis, vezi că e pianul. S-a dus la pian, a învățat și a câștigat locul întâi pe Austria. Dar normal că m-am bucurat. Când a fost vorba de matematică, ea s-a pregătit pentru matematică și a fost la olimpiadă la matematică. Normal că m-am bucurat și mi-a făcut cinste. Când m-am dus la școală, a vorbit-o numai de bine. E, de aia, pentru că sorul ta s-a purtat așa, de aia mama i-a făcut cadou ăsta. Și tu să-ți mai spun, nu mulțumesc, mamă. Tu tot de aia. Tu tot de aia. Că tată mie, de ce nu-mi cumpere avioane? De aia. Și lui frate meu, de ce? De aia. Ei, acum noi ca părinți putem greși, corect? Ziceți amin, ca să audă copiii că, da, noi ca părinți putem greși, că nu. Dar Dumnezeu? Niciodată. Știți de ce ne rugăm noi? De aia. Noi ne rugăm pentru că Dumnezeu a spus, nu mă căutați în zadar. De ce ne rugăm noi pentru frații noștri? De aia, că sunt frații noștri. De ce mulțumim noi lui Dumnezeu pentru binecuvântări? De aia, că ne le dă. De ce avem curaj să venim înaintea Lui? De aia, pentru că știm că El ne primește și este îndurător. Deci nu uitați, nu știu dacă v-ați notat ceva idee din 7 cu 7, oricum v-a rămas foarte mult până la sfârșitul săptămânii sau la sfârșitul anului să vă uitați la 7 cu 7, la capitole, dar se mai schimbă zilele. Mulțumim lui Dumnezeu pentru bogăția cuvântului Său. Și ne rugăm să-L folosim, să n-ajungem într-o zi să spui, Doamne, dar de ce mă pedepsești pe mine? Domnul să spună, de aia, că ai avut Biblia în casă și n-ai citit-o, n-ai făcut nici de asta, ești acum, ai picat examenul. Că nu. Și ăla de ce are nota așa de mare? De aia zice că o citi cuvântul și o trecut la examen, da? Mulțumim pentru bogăția cuvântului. Sper că măcar un pic v-am învățat în seara asta că nu contează când și pentru cine a fost scris cuvântul. Dacă te uiți cu atenție, poți găsi ceva pentru tine, pot găsi pentru mine în generația mea, în zilele noastre. Și haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu că este drept și că osteneala noastră în Domnul nu este zadarnică. N-am uitat de Cuba și de cei necăjiți, n-am uitat de Coreea și de cei persecutați. Amin? Haideți la rugăciune cu îndrăzneală.